Дорогие друзья, добрый день. Мы живем в страшное время. Страшное, очень страшное время. А ты где страшное, дорогие друзья, добрый день. Добрый день, шибинь вам гасит ла емисиня лумина. Астазю заворбим деспре Евгения Гуцул, башкана Гагаузией. Астаяша его фемеи, карей унса, пюрмам балата, шпюрма три миса спре нойди, катре лидеру ностру Илан Шор. Стану башканом и все, будем аналог Архиеленда перенесем сюда, Данечка. И потом будет у нас, у наших дети гагаузские, тоже ходить, радоваться Гагаузии ленд. Речент, а часто фемея, а фостен Русия, шо норашу Сочи, а флиндуся, часто скрию по старе по фейсбук. Кум ка ундева, ин друм спре вечеу, сон тельнит кум криминал де разбой. Шо йо стрэнс мына, опус мына и ди Евгения Гуцу, пи мына луй ди Кели ди Путин, шино бухни ди Рушини. Да, да, это точно. Евгения Гуцул. Она фара ди маска и ди башкан, маяре мультиролурим вяце. Я ма есте ши соция, ши мама. Четатяна Републичи Молдова фиинд, Евгения Гуцул окулес индемнизации пентру крештеря копиилор. Я акум трэешт интро регионе, Гагаузия, кари нул тимяню беневчат ди зэш ди миллиони ди евро сприжин ди ла униуня европяна. Ку соц, фамилии, копкийку, кадоур ди 5 ми ди евро кэш, скрисен декларация и пя вери. Евгения Гуцул ну парис дук липса ди шева ануми. Cu excepția unei perechi de ochi. O pereche de ochi nu-i ajunge Evgenie Guțul ca să vadă că la 200 de kilometri de Chișinău este un oraș frumos pe nume Odessa. Și câteva zile în urmă, trupele rusești au atacat din nou de câteva ori orașul Odessa cu drone kamikaze de tip Shahed. În noaptea de 1 spre 2 martie, o parte a unei clădiri cu mai multe etaje s-a prăbușit. Salvatorii ucraineni de la serviciul de stat de urgență, după 3 zile de efort, au anunțat moartea a 12 persoane, printre care 5 copii. În una din imagini, salvatorii au scris că o mamă și un copil de 8 luni au fost găsiți morți într-o îmbrățișare strânsă. Probabil mama a încercat să-și salveze copilul de la dărâmături, dar din păcate ei ambii au murit. Dragă Evgenia Guțul, dragă Gagauzia, eu refuz să cred că voi v-ați ebani, dar în același timp înțeleg că nu poți fi psihologic, mental în regulă și să pleci după ajutor la un om care așa printre altele, nu cu mâna lui, indirect, cu o dronă de tip Shahed, omoară în somn 5 copchii. Скорбь. И, наверное, какая-то злость. На россиян, за то, что они за всем этим наблюдают. Поц эксплика аста к пропаганда кыт врей. Не все так однозначно, где вы были 300 лет. Это не наша война. Уаменька Ирина Влах, де экземплу, оргазмяза, кана уди теза лезть. Поц эксплика аста кыт врей. Дар ну поц жустифика аста ку немиг. Нарок, энкодата. Eu vreau să vă recunosc că am scris un text mult mai mare și vreau să fac un video mult mai lung. Dar cumva m-a oprit un gând. Eu am înțeles că de fapt tot ce îmi doresc eu e să vă rog pe voi o serie de lucruri. Și atât. Și pentru că nu puteam să rog asta cumva într-un video separat, mă gândeam să fac un video mai lung. Dar de fapt tot ce vreau eu pe voi să vă rog sunt următoarele lucruri. În primul rând vă rog să aveți ochii deschiși. Vă rog să înțelegeți că Șor, Guțul și alți zombălei pro-Kremlin, ei nu sunt personaje de poveste, ei sunt o realitate tristă a Republicii Moldova în anul 2024. Noi avem oameni care cel puțin spun, nadele, конечно, secune, dar cel puțin spun că vor să aibă relații mai strânse cu o țară care te bagă la închisoare pentru că depui flori la mormântul unui politician de opoziție. Și atâta timp cât procurorii dorm sau PAS sau alte partide pro-europene n-au bani, oameni, imaginație să-și crească echipele lor în Gagauzia, rămânem noi cu voi și cu gustul ăsta amar. De asta vă rog să avem ochii deschiși și tare vă rog, contrar sau în opoziție celor care zic că vor cu Rusia, hai noi cu voi cât mai des și cât mai vocal, cât mai intens să prețuim pacea pe care încă o avem în Moldova.